15:27, Imagine Dragons, Believer. Mă gândeam că, uite, o să vină Cătălin Striblea pentru rațiunea zilei și ce piesă ar fi potrivită Imagine Dragons, piesa asta atât de puternică, Believer. Ce zici de asta? Îmi subiectul place, îți place, nu? Da. Perfect. Da. Este excepțional. Ceva cântă, ceva, ceva sau... cântă peste noi, dar tu știi că eu, când am intrat în emisie, mi se pare că apăs niște butoane care, da, da, se aude ceva peste noi. Mi se întâmplă tuturor, o fi de pe la mine? Nu știu. Am și eu niște telefoane aici, niște calculatoare. Salută și tu lumea când spui telefon. Salutare tuturor, dar nu că e închis, da. Mă rog, hai să zicem, poate îi trece. Da. S-o fi băgat ăștia pe fir. Mai ții minte... Cu ochii albaștri. Da, 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 da. Asta era o vorbă de când eram noi mici. Au intrat ăștia pe fir, că așa era la telefoane, da. Aveai cuplaj. Când era mică, era centrală telefonică și sunam, da, la o prietenă în sat, la bunica mea, știi? Și povesteam acolo, îmi făceau legătura, îmi făcea legătura doamna centralistă. Așa. Și la un moment dat, când ți era la mai dragă, întreba: alo, Ștefanu, vorbiți? Da, da, mai vorbiți? Mai vorbiți? S-a terminat, da, da, da. Mai, da, vorbim, așa, mai vorbim. Așa, ne mai lăsați? Așa sunam și eu la bunici, da, 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 da. E, ce chestie. Între timp, hai să revenim la ale noastre, la lumea de astăzi. Întrebarea zilei, care se pune în momentul ăsta, este: prieteni, va fi ministrul apărării domnul Dâncu remaniat, adică dat afară din guvern? Hai să vedem asta. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Este un val de declarații cu multe semne de întrebare la adresa domnului Dâncu. Declarațiile sunt făcute de președintele Klaus Iohannis, care l-a trimis acasă să mai citească revista presei, să vadă... Te-ai fi gândit că domnul Iohannis are umor? Nu. Da, nu. Să vadă care e poziția României legată de război. Premierul Ciuc a fost întrebat astăzi de jurnaliști: domnule, da, îl remaniați pe domnul Dâncu și hai să-l aștept în țară să avem o discuție serioasă, să afle și el care e poziția României, să vedem pe ce se bazează pozițiile lui. Iar domnul, șeful de partid al domnului Dâncu, domnul Ciolacu, domnul Ciolacu, domnule, e nebunia pământului, deci luptă tare. Zice în felul următor domnul Ciolacu: când ești ministrul apărării, nu mai ai crezuri, ai o politică a statului român. Repet, președintele având atribuții, primul ministru, trebuie să avem o discuție de coaliție, nu e cazul să avem păreri personale. Bun. Ce a zis domnul? Acum vă întrebați cu toții, ce a făcut domnule domnul Dâncu? Pe ce felinar a călcat? Pe ce bec de-a supărat atât de tare? Domnul Dâncu a făcut o declarație... trăznită. Cel puțin controversată, da. Da, la Prima TV, duminică, la Insider Politic, zice așa: războiul va mai continua, singura șansă a păcii poate să fie negocierea cu Rusia. Sigur, e vorba de o negociere complexă. Țările lumii, NATO, Statele Unite, să negocieze pentru Ucraina garanții de securitate și o pace cu Rusia. Singură, Ucraina nu va putea să negocieze cu Rusia, deoarece clasa politică din Ucraina în momentul acesta nu poate să-și permită sau să-și asume o pierdere de teritorii, o pierdere injustă până la urmă de teritorii. Ar fi o înfrângere prea mare pentru politică. Asta a spus Vasile Dâncu în contextul în care poziția oficială a României este alta, și anume cea exprimată de președintele Klaus Iohannis, și anume că negocieri vor avea loc doar atunci când Ucraina își dorește acest lucru. Ucraina nu poate accepta pierderile teritoriale și nu poate accepta soluția propusă de domnul Dâncu. Deși sunt oameni în politică care gândesc asta și probabil sunt multe persoane din viața publică care susțin o astfel de chestiune, cum se numește, real politic, ea este inacceptabilă pentru societatea occidentală. De ce? Pentru că o negociere în acest moment ar însemna ca Ucraina să-și piardă 20% din teritoriu. Da? Mă rog, asta ar însemna o înfrângere tehnică în acest război. Și asta ne duce într-o situație de precedent în care orice ar face Rusia la un moment dat va mai putea lua 10% dintr-o parte, 15% din altă parte și să scape cu o pace din asta negociată cu garanții, cum se cheamă. Ori asta e inacceptabil din punctul de vedere al societății democratice, tocmai pentru că nu știi unde și cum va ajunge mâine Rusia. Acum, sunt sigur că sunt politicieni care gândesc ca domnul Dâncu. Sau, nu știu, poate domnul Dâncu prezenta o ipoteză. În orice caz, în calitate de ministru al apărării, aici se cheamă că vorbește gura fără tine, că nu poți să fii și analist și ministru apărării. Dacă domnul Dâncu era doar sociologul cunoscut,
sigur că putea emite într-o societate, opinie, da. Da, orice opinie. Aici e ministrul apărării și acum când e la o reuniune NATO în străinătate, sunt sigur că colegii de reuniune îl întreabă: ce ai zis, Vasile? Ia explică-ne și nouă cum e, cum e la voi acolo. A, ați fi de acord cu o pace din asta? Sigur că soluția văzută de la distanță, dacă aș fi german, spaniol, francez, cetățean obișnuit, sigur că e o soluție care nouă, am zis așa, bă, până la urmă, da, hai să se oprească. Ce au pierdut? 20%? Că după ce se oprește războiul, cu toții avem ceva de câștigat, o să treacă crizele. Ori nu e chiar așa. Păi nu spuneai tu mai devreme, 20% de aici, da, 10% exact. Încă de aici, da. Imprevizibil. Există un curent de gândire care duce aici. Și domnul Dâncu nu poate să-l exprime în calitate de ministru al apărării. Acum, sigur că e și o chestiune de asta internă, cum se întâmplă întotdeauna. Eu, după potopul ăsta de declarații în care președintele a dat primul bilet negativ, să spunem, prima bilă neagră, ele au venit una după alta, sigur că mă aștept ca într-o oarecare proporție domnul Dâncu să fie tras pe linie moarte sau dat afară din guvern la prima remaniere. Acolo sunt și niște chestiuni politice contradictorii. Domnul Dâncu n-a fost printre cei mai iubiți oameni cu domnul Ciolacu în chestiunea asta. Poate e timpul unei schimbări, se gândesc cei de la PSD. Acum sunt curios la întoarcerea sa, domnul Dâncu, care totuși e un om puternic, PSD-ist din cei vechi. Sunt curios ce cărți va pune pe masă în această bătălie care e și internă. Dar la cum arată lucrurile, probabil că pe prima listă a remanierei va fi primul nume despre care se va discuta. Nu știu dacă îl vor da afară acum, azi, mâine din guvern, dar s-ar putea să întâmple destul de repede. Da, la asta mă uit și sunt curios ce soluție mai bună are PSD în această situație. Chiar sunt foarte curios, pentru că una e să-l schimbi, mult mai greu e să-l înlocuiești. Domnul Dâncu nu e militar de profesie, nu are studii în zona asta, dar domnul Dâncu are un mare avantaj asupra multor colegi de partid, înțelege geopolitică și vorbește limba engleză. Și de aici, la nivelul ăsta suntem, deci aici ne descurcăm. Da, știu, o să-mi sară lumea în cap că sunt... No. Hai să fim serioși, nici alții din politica românească nu ni mereu. Deci domnul Dâncu acest avantaj îl are și sigur mai are niște prieteni suspuși în alte părți ale puterilor românești. Să se întoarcă domnule în țară, să vedem și noi ce-ar face. Mulțumim, Cătălin, dacă nu ați reușit să ascultați rubrica Rațiunea zilei de la început, o puteți găsi în câteva momente pe site-ul nostru europafm.ro sau pe contul oficial de pe Facebook Radio Europa FM. I love the music. Pentru orice motiv ne asculți, love the mornings. Suntem pe aceeași frecvență cu tine. Suntem Europa FM.